Dragi cetățeni ai Republicii Moldova, dragi prieteni, în fiecare an, pe 9 mai, comemorăm Declarația Schuman, care a fost punctul de plecare pentru Uniunea Europeană de astăzi. Exact cu 71 de ani în urmă, a fost prezentată o nouă viziune a Europei, care a pus capăt războaielor și conflictelor, violenței și inegalităților și a făcut loc pacii și cooperării, respectului pentru drepturile omului și posibilităților pentru fiecare de a-și realiza potențialul. Aceste valori ar fi putut părea utopice la acea vreme, dar au devenit o realitate odată cu crearea Uniunii Europene. Iar Uniunea Europeană promovează valorile sale în cooperarea noastră cu vecini și partenerii noștri, deoarece înțelegem că aceste valori stau la baza dezvoltării, securității și prosperității în beneficiu întregii Europe și a lumii. Valorile împărtășite stau și la baza acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Democrația, drepturile omului și statul de drept sunt acele principii care conduc spre standarde europene și care vor deveni realitate în viața oamenilor din Republica Moldova prin reforme ale sectoarelor cheie pentru societate, cum ar fi reforma sectorului justiției, precum și a economiei, pentru a crește exporturile, a atrage investitori și a crea locuri de muncă mai multe și mai bine plătite pentru a îmbunătăți infrastructura și a crește calitatea vieții. Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova, recepționând circa 70% din exporturile Republicii Moldova și oferind aproximativ 80% de investiții străine directe în economia Republicii Moldova. Uniunea Europeană, de asemenea, este cel mai mare susținător al Republicii Moldova prin asistența pentru dezvoltare, cu peste 1 miliard de euro acordați prin granturi în ultimii 10 ani, după ce a implementat peste 1000 de proiecte împreună cu proiectele finanțate de statele membre ale Uniunii Europene. Dar potențialul relațiilor noastre este mult mai mare și cu reforme reale, cetățenii Republicii Moldova vor vedea mai multă prosperitate și dezvoltare a orașelor, localităților sale și a întregii țări. În acest an, mai mult ca niciodată, Ziua Europei este o șansă de a reflecta asupra la ceea ce a construit solidaritatea în aceste vremuri de pandemie și la ceea ce speram să realizăm în viitor. Este o șansă de a-i face pe cetățenii noștri să se simtă mai în siguranță, de a le întări sentimentul de apartenență la ceva mai mare și de a asigura țările noastre partenere ca un prieten dedicat pe care s-ar putea baza, așa cum este exprimat în tema interinstituțională de unire a Zilei Europei. Republica Moldova luptă cu pandemie și repercusiunile acestei. Recunoaștem greutățile întâmpinate în prezent de mulți oameni, fie din motive de sănătate, fie din motive economice. Suntem conștienți de faptul că persoanele cele mai vulnerabile și companiile au fost afectate cel mai grav de pandemie. În eforturile sale de a depăși aceste provocări, Uniunea Europeană, statele membre și instituțiile sale financiare au răspuns la această situație prin abordarea Echipa Europa, lansând un mesaj puternic că Uniunea Europeană este un partener pe termen lung pentru Republica Moldova, în special în perioada de criză. Prin munca asiduă și cooperare strânsă cu alți parteneri internaționali de dezvoltare, am reușit să mobilizăm sprijin financiar fără precedent pentru a achiziționa echipamente medicale și pentru a ușura povara care stă pe umeri sistemului de ocrotire a sănătății. Ne-am concentrat atenția și resursele pe sprijinirea celor mai vulnerabile grupuri și pe sprijinirea afacerilor mici pentru a ajuta Republica Moldova să treacă prin actuala criză în domeniul sănătății și să fie mai pregătită să abordeze provocările economice și sociale care vor urma. Adițional, până în prezent, aproximativ 300.000 de vaccinuri au fost oferite Republicii Moldova
prin platforma COVAX cu sprijinul Uniunii Europene și prin donația României, stat membru Uniunii Europene. Au fost mobilizate peste 127 de milioane de euro pentru a oferi sprijin concret cetățenilor Republicii Moldova. Cu toate acestea, Uniunea Europeană nu poate funcționa de una singură, are nevoie de cooperarea deplină din partea autorităților Republicii Moldova, conform acordului de asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova. În alegerile prezidențiale recente, oameni din Republica Moldova și-au exprimat hotărât voință pentru reforme și luptă împotriva corupției, acordând un mandat istoric puternic președintelui Maia Sandu. Urmare a celor mai recente decizii ale autorităților din Republica Moldova, Uniunea Europeană monitorizează îndeaproape evoluțiile și se așteaptă la alegeri parlamentare libere și corecte, în conformitate cu așteptările cetățenilor Republicii Moldova. Oameni, stăpâni țării lor, vor decide cum va arăta noul parlament, care ar trebui să poată sprijini în mod credibil un guvern dedicat pentru reformele așteptate de cetățeni. Ne bucurăm că cetățenii Republicii Moldova și-au arătat aprecierea pentru sprijinul oferit de Uniunea Europeană pentru îmbunătățirea vieții, atât prin colaborarea cu organizațiile societății civile sau întreprinderi mici și mijlocii, cât și prin proiectele de dezvoltare întreprinse de autoritățile locale. Comerțul nostru a rămas puternic în aceste timpuri și trebuie să reușim să ieșim din aceste momente dificile cu noi oportunități și progrese. Aceasta înseamnă o economie mai bună, cu o utilizare mai largă a acordului de liber schimb și a soluțiilor digitale, un mediu mai bun cu agricultura modernă prosperă și soluții ecologice, instituțiile statului care să servească mai bine cetățeni, o gestionare mai eficientă a resurselor existente și investiții în educație, sănătate și sfera socială. Am trecut printr-un an greu pentru Republica Moldova și pentru întreaga lume, dar împreună suntem mai puternici și împreună vom reuși. Dragă Republica Moldova, felicitări cu Ziua Europei, solidar pentru sănătate și împreună pentru un viitor mai bun.